Și pentru că am promis, iar nouă ne place să ne ținem de promisiuni, vrem să demonstrăm tuturor că Moș Crăciun există cu adevărat. Copiii de la Spitalul Oncologic din Capitală au avut parte de surprize plăcute din partea artiștilor de acasă. Aceștia s-au înarmat cu daruri alese, emoții pozitive și au mers într-acolo ca să aducă spiritul sărbătorilor de iarnă. Anul acesta, sacul plin de daruri a fost umplut de câțiva artiști care au ținut neapărat să le aducă aminte copiilor că Moș Crăciun există. Așa că împreună s-au mobilizat pentru a aduce zâmbetul pe buzele unor pici mai puțin norocoși, care merită un Crăciun fericit. Am gândit că dacă am să iau niște îngerași de niște așa care o să le dea o atmosferă un pic de sărbători de Crăciun, și cu fiecare din noi își dorește să aibă un înger care să-l păzească, să-l protejeze. Când am ajuns în camera unde erau internați, i-am găsit pe cei mici împătuți, cu minciori. Aici copiii au încetat să mai scrie moșului, însă moșul n-a uitat de ei. E bine ați venit la noi! Joci te asta este jucic? Dar tu cine ești? Loretana. Să știi că eu am venit astăzi la tine să-ți spun că afară este frig. Pentru prea mulți copii de la Centrul Oncologic din Capitală, sărbători fericite înseamnă an de an același chin pe patul de spital, conectați la perfuzii și o durere în suflet cu care s-au obișnuit fără voia lor. Am decis ca să facem cât de cât un mini act de binefacere, ca să le redăm un zâmbet pe buze și, desigur, o speranță de care ca totul o să fie bine. Nu intuiau că îi așteaptă o surpriză. Jucăriile, hăinuțele și dulciurile i-au făcut să uite măcar pentru o secundă de durere. Iar pentru noi, o secundă e suficient. Eu am pentru el o scurtă de iarnă. Da. Cu bază o să fie exact pe el și iată și pantalonaș cu iarnă. Să crești mare, puișor. Să crești mare, da? Să crești mare și să porți sănătos. Deși spune că e mai modestă de fire, totuși de dragul celor mici, Adriana Ochișanu a intrat lejer în rolul Crăciuniței. Câteodată poate nici nu e bine să afișăm toată treaba asta, știi? Eu zic că eu sunt așa mai retrasă de felul meu. Mi se rupe sufletul și doresc din tot sufletul ca toți copiii din lumea asta să fie sănătoși. Dar din dar se face rai, așa că la rândul ei, Victoria Lungu a adus de acasă un cadou mai special. Eu am o iconiță aici pe care mi-a dat-o și mie un călugăr când eu eram bolnavă. Și eu stăteam la pat foarte mult timp, așa că vreau să vă las aici la voi și vreau să vă rugați. Cu timpul au învățat mai mult să tacă, iar la vederea camerei de filmat, micuții s-au emoționat. Privirea lor rostea însă cel mai sincer mulțumesc. Foarte mult, pentru dânsii foarte mult. Copiii se bucur de o și pombonică. Un pic vine sărbătoare și ocupis cu dispoziție, un pic mi-e vesel. Jurnal TV a promis și s-a ținut de cuvânt. Moș Crăciun există. Moș Crăciun ești tu, fiecare dintre noi, pentru că împreună putem hrăni speranța unor oameni care au nevoie de noi mai mult ca oricând.